Salutare și bine ați venit pe canalul nostru Divisoana Viață prin Străini. Dacă vă place ceea ce facem, dați o distribuire acolo așa în masă. Un like, un dislike, un comentariu, ce vreți voi. Azi mergem la încărcat. La încărcat materiale de construcție. Terminat cu remorca care am avut-o noi, am luat-o pe lată și mai facem un pic de muncă fizică, un pic de mișcare. Cu aia nu prea făceam mișcare, nu? E afară să închizi obloane și le deschizi? Acolo nu mai închideam ușile, le deschideam ușile. Aici mai decupertăm o laterală, mai legăm o chingă. Avem treabă. Am gândit să vă luăm cu noi. Noi aici am îngut Ioana. Am condus 4 ore. O să zic că lumea, băi, toate videoclipurile vă arată nevasta că conduci. Nu cumva o pui prea mult la... Nu, o pui prea mult la mult. Vă zic că, ca lumea faci și o filmez numai cu nevasta ca să crează lumea că încerci și ea. Oi, trebuie să ne facem programul. Ce-i drept, eu nu prea știu să filmez. Adică lui nu-i place cum filmez, că am mai făcut niște exerciții așa. Și nu-i place, ba nu țin camera dreaptă, ba nu știu, și nu-i place și am zis, știi ceva, când am să conduc eu, tu să pleci la filmat. Trebuie să ne împărțăm. Mă pune la treabă, vedeți? Așa e, nu? Și muncă grea. Atâta concentrare aici, am văzut să mișcă camera stânga, dreapta, înainte, înapoi. Hop. Ești mai îndemânată ca mine. Eu mă leag, am pierdut telefonul, gata. Știi să filmezi, dar nu vrei? Dar nu că nu vreau, nu mi iese. Adică mi iese atunci, pe moment, și după aia ceva se întâmplă. Pa... Să duci telefonul cu trage în sus, ba nu sunt eu atent la el când filmezi și așa. Las, că până așa te scurcăm noi încetul cu setul. Așa că bun. Să ne descurcăm noi așa, încetul cu încetul. Așa. Eu am cablu ăsta înainte? Nu, crezi. Zici? La tine nu se vadă când îți faci bărăul permanent, știi? Avem cauciucuri de 80 pe și avem și la înaltă. Și când depășăm un pic de înălțimea de 4 metri, trebuie să fim atenți la linie, la capuri, la poduri. Trebuie să ne orientăm dacă trece sau nu trece. Da, ăștia nu se uită la trecerea asta din calea ferată, serios? Sunt sigură pe barieră, dar ei nu știe că poate să dea eroare. Da, e un canal, e... Și atunci am semafor, nu merge. Dar barieră. Nu merge. Tot trecere de care ferată și noi, chiar dacă are barieri, chiar dacă are semnalizată, noi ne asigurăm. Posibil să dea o eroare sistemul și nu mai trezești cu trenul întâi. Și să te metrezești, când te metrezești? Posibil și varianta asta. E bine dacă ar fi să te metrezești, dar nu cred că... Haideți, dăm un cadru și din față. Vedeți, acolo avem obligatoriu înainte, dar noi trebuie să mergem la firma asta, la încărcat, la Cando. Firma este pe 7,5 tone. Exces vehicule autorizate. Alt drum de acces nu avem, așa că noi trebuie să mergem pe interzis. Este un drum pe acum, la noi, pe România. Da, n-avem ce faci. Ți-am idit de gât aici. Ți-am idit. Da, da. Noi suntem învățați cu toate coclaurile.
și unde aveți firme așa cu ce sunt interzis de camioane, dacă nu aveți alt drum de acces, trebuie să o luați pe interzis pe acolo și dacă vă oprește poliția sau cine vă oprește, spuneți că trebuie să mergeți la încărcat la firma putare. Așa că nu are treabă cu voi. E calea ferată aici. Era dor de drumurile astea, tu știi? Numai autostradă. Așa mai vedem și noi ceva acum pe autostradă, vedem numai autostradă. De ce îmi place mie lucrările? Acum înțelegi de ce îmi place mie lucrările pe autostradă? Adică? Dai mai mult atenție, ești mai atent, ești mai concentrat, ești mai față de stai, setez 90 și la revedere, îți urci picioarele pe bord, că tu așa mergi. O, e adevărat. Da. Și la revedere, că noi lucrăm cu așa mai... Nu, suntem un pic mai pe la țară, așa. Mai pe la noi. Mai o bălărie, mai o papură, mai un boschet. Da, uite, ce frumos și verde. Drumurile ca pe la noi. Oh, e frumos pe aici. Cred că mai vinim, nu? Te filmează acolo, filmează. Ai prins? Nu. Ah, de tu ai prins? Nu am prins. Era o furnică. Da. Da, uitați, are glume în program. Dar de când aș ajuns să fac asta? Știi că mi-ai făcut tot o dată? Vezi, filmează. Ce? Era, nu știu ce, ce zis, mi-ai zis mie că era. Nu, mai ce mi-ai uitat. Na, ți-am întors. Ce frumos e pe aici. Era și drumul ăsta. Vă rănești de față. Ne-am oglins peste tot. Mișcă camera ca-n tare, dar n-avem ce-i face. Nu stăm pe loc. De-a tot ce-i pe aici. Încerc așa să vedem dacă... Să încerc așa să vedem dacă... Așa foarte mai bine. De la bandă. Ce este? La bandă. Ce frumos plas. Uitați acolo, e să ajungem mai. Unde iasă fumul, iasă fumul, iasă fumul. Foc, 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 nu e foc? Foc, 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 iese fumul. Stăteam liniște la masa mea și-mi bea apa când era ala. Așa și noi acum. Mergem unii focul. Unde vedem fum, acolo trebuie să ajungem. E voie de noi. Aici lucrăm în stilul pompierilor la încărcarea asta. Unde vedem fumul, apărim. Lichidăm incendiu. Comune de Santa Luz? Da. Da. Era la comună, mă, la țară. A, uitați ce frumos ea. Op, 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 op. Ia uitați, vă arăt niște mașini. Ia uitați, niște mașini americane, niște ramuri. Și Ford, dar... Ford, dar... de alea americane. Ai prins? E un Barosan, cred că. Ne-a dat și nouă una.
Da. Ai ales degeaba? Lăsăm camionul. Da, eu. Păi zici încât dăm masă. Aici mai avem un indicator de 7,5 tone. Ce-ați zis? În față nu mai avem ce căuta. E interzis total. Facem dreapta. Ce avem niște serpentini, ha? În cheile pe cazul, nu? Da, numai două, trei. Pregătim vodul de încărcare. Deci ne trebuie cântar să ne facă tara. Aici ne cântărește. Că eu nu prea am urcat pe la cereale. Da, da. Poate reușim să le rupem și pe asta. Nu. Nu? Nu. De-ai ca să ajungi să bagi datele acolo. Dă pe italian acolo. Carico. Numărul de viaj. 60 23 39 4. 4? Da. Deci 60 23 39 4, da? Da. Dă enter. Avanti. Da, numărul de telefon. Grazie, ciao. Numărul de telefon l-ai scris acolo? Nu mi l-au cerut.
Păi trebuie să-ți iară numărul de telefon. Păi nu mi l-a cerut, de câte ori în strătura trecută. A, posibil. Nu? Si. Posibil. Cine? De ce mă clanxonezi? Hai, dă-i, dă-i. Că mergi. Păi nu se rog numărul, nu? Nu mi-a cerut. Păi dar nu știi că ți-o-s data trecut că îi trebuie numărul, că altfel nu-ți dă bon, nu? Parcă așa ți-o zis. Deci nu, îi găsești. Mai le punem frumos în parcare și o să ne dea mesaj când o să mergem la încărcare. Aici mă încadrez? Prea aproape, nu? Scării de lata. Hai, că dau aici. Da, la următoare. Vă lasă așa pe să. Acum așteptăm.